grozavă la gust, că e plină de grăsime. Grăsimea intră peste tot, nu intră numai calaseu, pe lângă mușchi, intră chiar în mușchi. Șefule, o ceafă la grătar, te rog. Exact. După aceea, toate produsele animale au colesterol. Colesterolul e un fel de verișoară de grăsime, îi spune ciclopentanoperhidrofenantren, și ea este materialul din care se fac celulele, din care se fac toate substanțele cerebrale, din care se fac nervii. Deci e foarte important colesterolul. Și organismul face colesterolul exact cât are el nevoie. N-are nevoie nici în plus, nici în minus. Consumând ce? Păi el și-l face. Dar, bun, consumă ceva ca să-și facă, nu din nimic. Nu din nimic, face din glucoză. Din glucoză, din obsesie întreagă, este un mecanism de sinteză deci, a colesterolului. Din produse vegetale. Din vegetale. Da. Așa. Și din aminoacizi poate să facă, colesterol și alte substanțe. Deci, și invers, se pot face hormoni din aminoacizi. Deci, între ele sunt niște relații foarte interesante. Uh-huh. Acum, colesterolul ăsta e de două categorii. E un colesterol numit HDL sănătos, care se distruge imediat la nivelul ficatului și sunt niște vapoare mari care îl prind și îl taie în bucățele. Atunci scade colesterolul din sânge. Uh-huh. Și când face mișcare și mâncăm hrană vegetală, ăsta transformă colesterolul rău, care este LDL, în HDL. Și ăsta iese din sânge. Deci avem colesterol mult în sânge, HDL, e cules, e aruncat și atunci scade colesterolul, nivelul. Uh-huh, uh-huh. Colesterolul LDL este un colesterol greoi, un colesterol care foarte greu se metabolizează, el merge niște vapoare mari și intră în vase și înfundă vasele. Uh-huh. Și cu cât mâncăm mai mult colesterol, cu atât ne vom înfunda vasele. Colesterolul nu e o substanță toxică ca atare, dar în cantitate mai mare ne face rău. Toate produsele vegetale nu au colesterol. Rețineți că e foarte interesant asta. Numai produsele animale au colesterol. Deci asta e fraza fundamentală. Exact. Produsele vegetale. Și atunci, nu cei au care colesterol. Sunt vegetarieni total, evident că vor avea un colesterol mai mic în sânge. Că ei nu aduc în sânge colesterol. Pentru că în hrana lor vegetală nu există colesterol. Cei care consumă hrana animală obligatoriu aduc în hrana lor. Mm-hmm. Dar făcând mișcare, ele se transformă. Bun, organismul are capacitatea ca până la un punct să cei rău să elimine. Cea mai nenorocire este că cu acest colesterol rău, LDL, da, se oxigenează în prezența oxigenului, în aer. Și atunci devine exact ca scociu pe vase. Și ăsta e foarte păcătos. Și gândiți-vă, cașcavalul... Oxigen transportă sânge. Și sângele. Da, dar cașcavalul îl oxidează. Uh-huh. Și gândiți-vă puțin, cașcavalul stă pe masă. Laptele stă pe masă, da? Uh-huh. Toate produsele animale stau clar pe masă. Pe masă. Exact. Ei, și alea cu oxigen, pe când copilașul, care bea de la mămică, laptele lui nu ia legătură cu oxigenul, că el înghite direct. Sfânt. Și atunci nu are un LDL oxigenat. Uh-huh. Deci acel LDL care e și oxigenat este foarte rău. S-a observat că produsele animale astea fac inflamația în special a vaselor. Le inflamează, le umflă, le irită. Înțelegeți? Vene și artere. Da. Și încă ceva. Inflamează și articulații. Este o boală foarte nenorocită, poliartrită reumatoidă. Uh-huh. Sunt niște oameni care ajung să aibă mâini degetele, sunt mai simiși decât când partea de stelă. Stau cu mâinile așa întortocheate. Și ei când fac ceva, fac doar cu... Pentru că articulațiile de aici, poliartrită, s-au făcut mai multe articulații inflamate, s-au numit articulație artrită. It înseamnă poliartrită, ca la reumatism. Uh-huh. Și atunci astea cedează dacă omul mai mănâncă produse animale. Adică boala respectivă cedează. Printre altele, da, produsele animale favorizează această creștere acestui boli. Uh-huh. Și încetarea de a mânca produse animale se vede o ameliorare a acestor boli. Deci, hrana animală dă inflamații ale vaselor. Da? Prin niște substanțe numite prostaglandină și un acid numit arahidonic. Apoi, toate produsele animale nu au fibre vegetale. Ele nu alunecă. Ele nu sunt... Se opresc pentru că plantele în sine fac fibre vegetale. Dar animalele nu fac fibre vegetale. N-au săniuțe ca să... N-au săniuțe. Și atunci toată hrana aceasta predispune la cancer de colon. Deci proteinele animale, pentru că n-au fibre,
rămân în colon, acolo se fermentează și distruge direct, el e carne, stă pe carne. Mm-hmm. Și când stă carnea pe carne, apare foarte rău, respectiv. Și atunci nu face deloc bine deloc. De asemenea, toate proteinele animale au hormoni. Gândiți-vă, vaca are hormoni, nu îi joacă. Nu? Bun, și organism are hormoni. Exact. Și hormonii ăștia nu se distrug termic. O domnișoară de 6-8 ani mănâncă o friptură mare de vacă în care intră hormoni. Ea când va închide ochii, va simți ce simte o fată în noaptea nunții. Pentru că hormonii ăștia intră în ea și îi dau plăceri, îi dau dorințe, îi dau anumite satisfacții, începe să zâmbească, se simte altfel, pentru că ceea ce face pe un om să fie îndrăgostit, să simtă plăceri mai preparate, nu-s decât hormonii. Și atunci, în momentul în care consumăm hormoni, ba mai mult hormonii ăștia când intră în bărbați, că e feminini, îi reduce capacitatea bărbătească, vin hormoni invers. Deci, se anihilează. Exact, da. Deci, ea la femei se acumulează și sunt prea mulți estrogeni și pot dovi sânul să dea cancer de sân, sau deci, de endometru. După o cină cu o friptură cu sânge, exact. Doamna e cu pofte mai mari. Dar doamna... nu a pofte, dar pentru că și mușcă. Mușcă sânul și poate să favorizeze noduli, să facă la bărbat să crească prostată, să facă... Și domnul ar merge la culcare, ca să sau din contă, da. Deci problema este interesantă că hormonii, și nu te joci cu ei, cu hormonii, apar la unele doamne sau unei fete în fire de păr. De ce cauză? Da. Mai sunt pe la sare femei cu mustață. Da, apar așa zise ovalele polichistice. Pentru că se modifică progesteronul împreună cu hrana animală și atunci apar niște celule, niște ovule care nu mai intră în tractul feminin, rămân pe lângă ele și dau hormon masculin. Deci în fiecare lună noi avem, nu noi, femeile au două ovare și într-o lună un ovar, într-o zi dau cât un ovul. Dacă vin în uter prin niște trompe și acolo vin băieții, rămâne mamă. Dacă nu-s băieți, plânge, se aruncă tot materialul, o sarcină ratată și apare menstrua. Da, când o persoană respectivă are mai mulți ovare polichistice, aceste ovule nu vor să mai iasă, să intre în ovar, ci rămân pe lângă ovar, aproape. Și trăiesc, interesant, ovulele au viața femeii și trăiesc pe acolo, pe lângă ele. Și atunci dau hormon masculin. Și dând hormon încep să apară fire de păr. Da. Și hrana animală favorizează prin hormonii pe care are modificările respective. E o frumusețe să intrăm odată în amănunte, poate avem puțin timp după aceea, să vedeți câți hormoni are bărbatul și ce hormon are femeia. Bun, deci din carne, mâncând noi carne, luăm automat și hormoni. Acum, toți hormonii se varsă în sânge, că asta este endocrin, endo în sânge. Și dacă luăm carne, luăm și hormoni. De exemplu, doamnele au mai mulți hormoni ca bărbații. Doamnele au un hormon prolactină care fac să facă lapte. Doamnele au un hormon numit progesteron care o fac să fie mamă, progestații. Înțelege? Mama are un hormon oxitocină care o face să nască. E, acum dacă, și toți dacă, hormonii dacă, ăștia împreună. Acum dacă se modifică la Constituție și pot și doi domni să fie soț și soție, da? Și să mai înfieze și copii, începe și unul dintre ei să aibă și lactații și ce să facă, nu? Da. Ce să facem? Dacă doi domni și-au ales să trăiască împreună. Nu discutăm la alimentație subiectul ăsta. Subiectul ăsta, da. Așa, dar le recomandăm în acel cuplu să ia, să mănânce multă carne unul dintre ei ca să ia hormoni și să devină femeie. După aceea, doamnele au un hormon ciudat numit estrogeni. Estrogenii sunt hormoni care dau forma femeii de chitară. Sunt estrogenii care fac din copilă domnișoară. Și ne apropiem de 90-60-90. Da, exact. Și începe copilul să semene a doamnă, să semene a domnișoară, îi dă formele, îi dă forma sânilor, îi dă capriciile respective. Dar interesant, pofta sexuală o dă testosteronul și la unul și la altul. Numai că bărbatul are testosteron de 50 de ori mai mult ca femeia. Mai și mult. De aceea acest hormon e mai agresiv, mai puternic. Dar ei sunt cei care atrag, dar estrogenii sunt cei care dau femeii toate farmicile pe care niciodată nu le înțelegi. Pentru că estrogenii sunt ciudați. Și acum, cea mai ciudată problemă este că exact la sfârșitul vieții dau cancere.
că sunt foarte puternici. Și atunci Dumnezeu a făcut soia, care are niște fitoestrogeni, care blochează receptorii ăștia. Și femeile care mănâncă soia nu fac cancer de sân, nu fac cancer de uter, de endometru, pentru că soia ăștia blochează acești hormoni răi și puternici. Bun, dacă am auzit la soia, hai să vedem un pic. Ce anume din carne înlocuiește soia? Adică, din ce aduce bun carnea, pentru că și carnea, ca și alte alimente, are niște calități, da? Are și niște defecte. Acum suntem numai la progesteron. Noi acum discutăm de progesteron, de hormon. Da. Dar soia are și glucide, și lipide, și fitoestrogeni, și fibre, adică are de toate. Are de toate. Acum suntem la hormon. E un aliment miraculos, soia? E formidabil. Da, dacă ați pune așa pe o scară, mai cunoașteți un aliment la fel de sănătos ca soia? Vecina e fasolea. Fasolea, da? Da, însă soia e mai bună decât ea, e mai completă. Mai departe, să spunem. Deci, le lipsesc fibrele, da? După aceea au hormoni, da? Carne. Nu au substanțe fitochimice. Spuneam noi că plantele au niște substanțe formidabile, interesante, ale fitochimice, care sunt vii. Uh-huh. Vezi, plantele au antioxidanți, le au în ele. Da. Dacă le fierb, s-au dus. E, hrana animală are foarte puțin și aproape deloc substanțe fitochimice și enzime. Animalele pot avea zoonoze, adică pot avea boli de animale, pot avea TBC, pot avea diverse viroze. Dar plantele nu pot avea boli? Mai puțin plante. De animale câte viroze sunt. Da. Boala asta, vaca nebună. Strichineroză. Exact. Plantele ce să aibă? Ați auzit că eu am luat o boală de plantă? Adică fiecare animal plantă e pericol la ciuperci. Că dacă ai luat-o, te-ai dus. Deci, de asemenea, ciuperci. Sunt ciuperci bune și sunt și ciuperci care... Păi stai, sunt multe plante care sunt otrăvitoare, de asemenea. Cu așa cum sunt și cu animale veninoase, sunt și... Dar nimeni nu ne pune să consumăm plante otrăvitoare. În special la ciuperci, problema este mult mai mare. De o să discutăm despre asta. După aceea, pentru că discutăm aici de carne care are proteine și discutăm după aia de diverse plante care au proteine, inclusiv ciupercile. Exact, da. Insectofungicide, adică oamenii bagă în pământ niște substanțe ca să nu mai prindă insectele, ca să nu mai prindă tot felul de buruieni. Da. Și se numesc, printre altele, insectofungicide, nu? Herbicide. Herbicide. Pentru iarbă. E, substanțele astea, da. Substanțele astea, cidele astea, care înseamnă omorât cid, așa, cid. Da, omoară, da, e, umbla astea, omoară buruieni, omoară insecte. Da, intră în carne în cantitate de 70-80 de ori mai mult decât în plante. Adică, pentru că intră în țesutul gras al organismului. Adică hai să ne gândim la ceva, dacă ai dat cu insecticid, acela intră și în plantă, așa, dar omoară buruiana, intră și prin rădăcini, intră și în porumb. Da, plantele le aruncă imediat. Le aruncă ușor. În schimb, dacă plouă și acel insecticid ajunge în apă și bea apă, sau dă cu limba peste un praf din ăla. Tot ce e acolo intră în ea. Intră în grăsime. Nu se mai elimină. Și stă 20-30 de ani dacă au trăit până atunci. Păi nu, nicio vacă nu ține. Păi de asta zic, dar pe când la noi oameni țin foarte mult. Și atunci în grăsimea lor găsim și mușchii lor, găsim insectofungice. Și aceia nu sunt sănătoase. Pentru că au cantități de 70-80 ori mai mult decât are în cartof. De 40 de ori mai puțin au rădăcinoasele. Mm-hmm. Am un tabel și vi l-am dat data trecută. Da. E foarte interesant. De asemenea, plantele au vitamine, animalele au hrana animală, mai puține vitamine. Nu au substanțe fitochimice, am spus că au zoonoze, au diverse boli, viroze. Ați auzit de febra aviară, febra porcină, ați auzit de aia, boala aia cu prioni, așa, care au omorât atâtea vaci. Are foarte mult fier și pe de o parte ni se pare dacă are fier, e grozav. Păi dar s-a văzut că fierul în cantitate mare produce cancer. Serios? E foarte oxidant. Fierul? Fierul, da. Păi scoatem cu magnetul. Și atunci cei care mănâncă foarte multă carne roșie și au prea mult fier, fierul este un oxidant puternic. Și mai degrabă e bine să ai mai puțin. Păi, dar urzicile n-au și ele fier? Da, spanacul n-are și el fier? Cantități mult mai puțin decât are carne. Adică spus că vegetalele au când ne trebuie. Cât ne trebuie, exact. Deci animalele... Și de aceea, dacă mănânci foarte mult fier fenic, de ăsta care este fier hemic, hemoglobină, da? Uh-huh. Nu este de mult, de aceea nu este foarte sănătos. Au factori de creștere. Adică plantele, animalul, ca să fie, când e mic, trebuie să crească mare. Da. Și ca să crească mare, are nevoie de un factor interior, un hormon, să-l crească mare. Se numește IGF-1. Încă un hormon în plus. Nu. Hormonii de creștere, da.
lucrează prin factor de creștere. Uh-huh. Hormonul de creștere, idilizorul... Să crească puiul de găină la 3 kg la 39 de zile. Copilul și care mânuță. Da. Și mânuța se face mână, pentru că niște factori de creștere cresc fiecare componentă. Factori de creștere naturali, natural, organismului. Da. De-aia gândiți-vă, dacă IGF-1 și IGF-2. Dacă am băga un copil, da, nou născut, într-un program de alimentație, cum sunt ținuți puii de la avicola. Aia, da, 39 de zile trebuie să fie bun de pus pe piață, să fie puiul dolofan, da? În timp ce la mamaie, la mine acasă, la țară, puiul la 39 de zile încă mai ciripește, de-abia și-a schimbat pendele prin curte și mănâncă iarbă și mănâncă vegetare. Deci creșterea lui naturală e cât pumnul la mine la țară, da? Da. Și ăla de la avicola are deja 4 kg. Se fac mutații chiar până la urmă genetice. Cum arăta un copil în regim de avicola? Problema copilului este să se dezvolte foarte încet pentru că el are creierul. Nu, dar cum arăta dacă aș forța un copil cu alimentație tipică puiului de avicola? Păi nu înțelegeți că... Dar i-aș băga hormon deja de creștere. La copil trebuie creșterea somatică să se facă încet, pentru că cea a creierului se face foarte lent. Și atunci ar apărea un monstru. Ar ajunge la 100 kg la 2 ani, nu? Păi da, dar creierul trebuie să dezvolte în ritmul care poate el, care programe. Creierul rămâne... stricăm programele. Da. Și are și cine știe ce nenorociri. Da. Și atunci, în momentul în care noi consumăm multă hrană animală, factorul de creștere chiar celular e periculos. Și s-a văzut, de exemplu, că toate, în momentul în care dăm proteine mai mult decât trebuie, cresc factorii de creștere și crește cancerul mai mult. De aceea, din alt punct de vedere, acești titani, acești proteine animale, nu sunt foarte sănătoase în cantitate mare, pentru că pot da chiar până la urmă și boală canceroasă. Dar cu ce înlocuim calitățile cărnii? Pentru că în carne se găsesc și multe lucruri necesare organismului. În carne spuneam că se găsesc mai întâi proteine, aici am ajuns. Cu ce înlocuim? Păi, dar au plantele și ele proteine. Dar care? Că nu toate plantele. Poftiți, toate plantele au aminoacizi. Și când intră în celula noastră, ei ne dau aminoacizi și celula noastră face proteine, înțelegeți? De nou zic. Da, noi bun, nu dar altele, altele au mai multe. Deci, proteinele care ajung la noi, pe cale bucală, să zic așa, prin alimentație, trebuie să fie întâi tăiate în bucățele în stomac și tai exact ca un copac ramurile foarte mari, lanțurile polipeptidice și apoi în intestin laturi peptidice până ajung aminoacizi. Sunt băgați în celulă și celula face proteină. Deci ideea că avem nevoie de proteine animale este o gogoriță. Avem nevoie de aminoacizi. Fraza asta este esențială, ca să zic așa. Pentru cei care sunt dezinformați. Bun, deci bine, important multe. Este că noi nu avem nevoie de proteine, ci avem nevoie, dar în proteine sunt toți aminoacizii. Dacă te iei după campaniile publicitare care sunt finanțate de diverse industrii, exact. Ai nevoie și de vin, pentru că, adică de alcool în diverse forme, vinul pentru că nu știi să aduce, berea pentru că spală rinichii, ai nevoie și de cafea pentru că te face, te trezește și nu știu ce, ai nevoie de toate. Toate nenorocirile ai nevoie de ele. Bun, dar e clar că și la carne la fel, poate că industria cărnii a avut grijă să facă marketing în sensul ăsta. Dom'le, da. carne. Avem nevoie de proteine. Hai să vă spun, chiar vă spun acum o mică chestie frumoasă. În 1920-30, în Statele Unite ale Americii, s-a discutat mult în legătură cu decizia Asociației Americane de Dietetică, forul cel mai competent al nutriției, nu numai în Statele Unite, chiar pe toată planeta, dacă se dă aprobare pentru o facultate, Loma Linda din California, în care regimul era pe vremea 20-30 lacto-ovo-vegetarian. Nu era regim și cu carne. Și atunci această asociație a spus, nu putem să considerăm că aceia sunt nutriționiști pentru că nu mănâncă carne. Pentru că fără carne nu se poate. Așa gândeau ei în 1920-30. 1920. Da. După 50 de ani. Acum secol aproape. Da. După 50 de ani, 1988, da. Aceeași asociație, vedeți că am trecut aproape de revoluție. Da, așa? Da. Ce au spus aceeași asociație? Că dietele vegetariene sunt sănătoase din punct de vedere nutrițional. Și nu e necesar să conțină toți aminoacizi la aceeași masă. Dar sunt sănătoase. Deci au început să vadă că nu e neapărat nevoie de carne, că ele sunt sănătoase. Iar după încă 20 de ani,
Aceeași asociație americană de dietetică a scos în 2009 o nouă poziție. Deci ăsta e cel mai refor a planetei. Dar noi gândim ca în 20 încă. Uite ce zic ei acum în 2009. Și care poziția de acum 4 ani? Auziți, poziția Asociației Americane Dietetică, citesc, poziția Asociației Americane Dietetică este că înlocuirea corectă a alimentației vegetariene, inclusiv cea total vegană sau vegană, sunt sănătoase. Întocmite corect. Da? Întocmite sunt corect. Sănătoase, da. Adecvate nutrițional, oferă sănătate în prevenția și tratamentul unor boli. Nu numai că e sănătoasă, dar chiar poate preîntâmpina anumite boli. Punctul 2. Diete vegetariane bine alcătuite sunt adecvate pentru toate stadiile ciclului vieții, inclusiv graviditatea, alăptarea, stare de sugar, copil, adolescenți, de asemenea sunt sănătoase și pentru sportivi. Păi dacă auzeau ăștia în 20, îi scoteau la pensie pe ăștia și și pedepseau. Deși sportivii, de sportivi, mamele însărcinate, dacă consumă hrană vegetală, da, a început să facă mutația, domnule. Dietele vegetariene bine alcătuite. Bine, adică să ai bun simț. Adică trebuie să știi să-i... Un om care se declară vegetarian și habar n-are carte, nu e vegetarian normal. Dacă mănâncă numai cartofi toată ziua... E un diet diletant. Deci în vegetale, dacă ești inteligent, găsești tot ce trebuie. Dar trebuie o proporție corectă. Trebuie cap. Trecam. De aceea, dacă n-ai cap și n-ai studiat, nu te faci vegetarian. Rămâi omnivor că e mai sănătos. E mai complet. Că, exact. Ai tot ce trebuie pentru că nu știi să le întorci. Dar dacă vrei să fii foarte sănătos, pune mâna pe carte, citește și sunt suficiente și acestea. Și dacă spune pentru copii, totdeauna întrebarea, dar oare o mamă gravidă poate trăi doar cu dietă vegetariană? Păi ce spune asociația în Americii, Asociația Dietetică a Americii. Ce zice? Cea mai mare for, nu? Ce spune? Că domnule, este dietă completă, e o dietă completă, sănătoasă. Și mai departe, de ce spune? Tot trei, date bazate pe dovezi au arătat că alimentația vegetariană se asociază cu un risc mai mic de cardiopatie ischemică, adică de infarct de miocard. Deci care e soluția să mai terminăm cu infarctele, cu inflamații, cu bolilor, cu tot felul de accidente vasculare cerebrale și de boli ischemice? Cât mai multe vegetale. Bine, cu o moarte cu toții suntem datori. Dar de ce să o facem prea devreme? Prea devreme, da. Da. Și a patra. Știți că e o vorbă, zice că domnule, noi ne-am născut cu certificatul de deces în buzunar. Da. Mai avem, că mai avem, nimeni mai... nu este nemuritor. Mai avem încă două. De asemenea, vegetarienii au un nivel mai scăzut de colesterol. De ce? Păi, am explicat de ce, nu? Da. De LDL, tensiune arterială mai mică și o rată frecvență mai mică de hipertensiune arterială. Și diabet. Diabet. Deci, mare atenție. Hipertensiune arterială e cea mai nenorocită boală din ce cauză? Stăm sub tensiune permanentă, domnule. Oricând pleznește ceva. Exact, pentru că ai mult fier, ai multe substanțe, ai mulți hormoni, ai mult colesterol. În momentul în care asta cascad, nu mai e diabet. Bun, acum... Mai avem două. Vegetarienii tind să aibă un indice de masă corporală mai mic. Deci, cine nu fie supraponderant, exact. Și o frecvență mai mică a tuturor bolilor canceroase. Da. Dom'le, e verificat. Și cine zic asta? Asociația, din ce an? 1900? Nu, 2009. Deja. 2009. Deci, da. Ultima parte. Spunem așa, particularitățile regimului vegetarian care pot reduce riscul bolilor cronice includ aport mai scăzut de grăsimi saturate la animale, și colesterol și o ingestie mai mare de fructe, vegetale, cereale integrale, nuci. Se pune accentul pe nuci. Mare atenție. Cine mănâncă nuci, nu face boli cardiovasculare și nu face boală Alzheimer, că asta reface creierii. Așa? Produse cu soia, fibre și substanțe fitochimice. 2000. Deci gândiți-vă puțin el. Ce altă modificare din 2020 cât gândim noi? Și mi se pare că suntem, domnule, omul a ajuns în anul 2000, peste 2000, da? A trecut în mileniul 3, secolul 21 și este uneori atât de prins de teorii vechi. Bun, da, atât de înapoiat ca gândire, încât nu e în stare să constate că lângă el, la el în grădină, se află un aliment miraculos
da? Un produs, un așa numit nuca, da? Și mă, nu, ce să faci cu nucile? Niște nuci acolo, că, așa, că mănci o friptură, un mititel la grătar. Doamne, nuca, nuca este un, e ceva o extraordinar. Minune. O minune. Exact. Și sunt oameni, și vă spun cinstit că sunt oameni, fără să le fac acum o critică, spun doar că, așa, care nu mănâncă nuci poate niciodată pe an. Adică, sau de două ori pe an, sau de trei ori pe an. Că nucile ar trebui consumate poate la câteva zile mai mănânci. Iar vegetarieni adevărați, zilnic 5-10 nuci. În Siberia s-a dovedit. Cei care mănâncă nuci nu fac bol de inimă, domne. Că uleiul de nucă curățatele, ca un responsabil. Aici sunt eu. Nu se depune nimic. Trăiți în la datorie. Exact. Curăți-o artele. Ce e așa greu? Șeful, curăți-o artele. Ce e așa greu? Ce e așa greu? Da. Și plus că are omega 3. Are omega 3. Sunt oameni care le plăznește câte o arteră și rămân paralizați pe la țară, cu grădină și nu mănâncă nuci. Că îi visează să mănâncă, să bea o bere la... Exact. Și să mănânce un mititel. Acum, există aminoacizi numiți aromatici. Adică au formă de benzen, dacă vă amintiți, nevastră, cu 6 carboni, așa. Știu. Ei, ăștia aromatici, fenilalanină și tirozină, sunt niște hormoni care favorizează apariția bolii, în cantitate mare, bolii canceroase. La fel, aminoacizii cu sulf, metionina, cistina, cisteina și apare acidul homocisteinic, care e foarte crescut la cei care au infarct de miocardic și care scade imunitatea. Proteine animale, scad celulele natural killer. Aici e foarte interesant. La ramificația arterelor sunt niște celule mari. Cine le-a pus acolo? Ci că au evoluat mari de tot, care stau exact ca ciobanul ăla pe bățul lui, pe bâta lui și se uită. Și cum vede o celulă care cu câinele ciobănesc în el. Atipică, pune mâna și o înghite. Și în fiecare secundă în organism apare o celulă canceroasă. Celule killer care stau la ramificația arterelor mari curăță sângele. Și permanent, natural, natural, killer. Nu, le mănâncă direct. Le mănâncă. Da. Natural și killer. Auziți? Natural killer. În momentul în care omul bea alcool cât de puțin, astea ce nu mai de și adorm. L-ai adormit, l-ai... Și atunci toate celulele canceroase intră în ganglioni. Și stau acolo 1, 2, 3, 5 ani și în momentul în care omul obosit, apare cancerul. Opa! Da. Deci, pasnicul ăla, Dumnezeu ne-a dat un pasnic acolo, exact. Da? Și noi consumăm alcool. Și noi încercăm să-l îmbătăm, exact. Să nu-și facă datoria. Acum, iar ceva interesant. Cum aș îmbăta, nu știu, unul păzește un depozit, da? Un depozit și eu pasnicul meu de la depozit îl îmbăt în loc să-l las să-și facă treaba. Exact. Ei, deci celulele killer spuse acolo de cine le-a pus ca să nu mai avem celule canceroase în sânge și ele permanent se uită exact cum te uiți la oi. Oi, câine, am mâncat. Oaie, câine, am mâncat. Oaie, iepuri, am mâncat. Și rămân numai oi, numai celule bune. Și el verifică permanent. E formidabil. Celulele mari care asta au rolul lor, killer. Da. Ei, și acum ceva interesant. Păi, dar n-ar fi bine să facem ceva interesant după pauză? Ba da, una scurtă. După, înainte era zisă că bobul de grâu este acid fitic, care cam blochează calciu și blochează fierul. Și ai, anti, nu-i bună. Păi tocmai bine că ferește să nu fie prea mult fier în organism, de acum înțelegem. Dar astea fitic hrănesc celulele astea. Și deci din grâu astea sunt hrănite bine și sunt atentă, da. În momentul în care se bea cât mai puțin, cât mai mult alcool, că alcool, asta e miata dorm primele. Și atunci organismul mai păzit. Am înțeles, da. Bun, să nu ne... Da, și am rămas aici, cum avem încă vreo 20 de lucruri foarte frumoase, ce însemnează hrana vegetală și hrana animală. Bun, acum eu vreau să vă spun că nu vreau să vă conving, nici pe mine nu m-am convins că trebuie să fiu vegetarian. Nu, dar ca să înțelegem. Dar probleme, e foarte important să înțelegem lucrurile astea și între hrana noastră tradițională, așa cum știm noi că am moștenit-o. Așa cum a apucat-o până acum. Cum a apucat-o din generație în generație. Și varianta aceea sănătoasă, să avem informații, să ne situăm noi, vrem aici sau vrem aici. Nu trebuie neapărat să fim vegetariani, dar poate că așa câte puțin, mai reducem efectele, elementele nocive din hrană. Da. Și într-o mai zi, băgăm niște nuci. Mai băgăm așa, poate că într-o zi am mâncat 2 mititele mai puțin, dar am mâncat 7 nuci mai mult. Exact. Altă zi, în loc să mănânc o ceafă afumată, da? Mănânc niște soia. Poate soia sau poate o salată. Salată simplă. O salată exact. Cu ceapă, cu roșii, cu castraveți. În loc de brânză, tragem cu brânză de soia.
Câte puțin, să o încercăm. Și asta e o încercare grea. Dacă pui suc de soia pe noi aia, suntem țara Mioriței, noi vrem cu brânză. În care pui peste brânza de soia, niște ceva picături de soia, excelent. Bun. Soia, ciuperci și alte alimente cu proteine multe. Avem câteva foarte interesante. Bun, după pauză revenim. Exact. Dator cu moarte, da? Că se spune că ne naștem cu certificatul de deces în buzunar, măcar să lăsăm moartea să vină atunci când e planificată. Nu să o grăbim noi, nu să o aducem, să-i facem o invitație specială, să vină mai devreme, cu 20-30 de ani în viața noastră. Sigur, nu știm, fiecare organism este special, este unic, fiecare are, să spunem, forța, vitalitatea lui, dar și defectele sau slăbiciunile lui. Nu seamănă un om cu altul în privința asta, imunitatea diferă la un om la altul, dar dacă acel bagaj cu care l-a dăruit natura, Dumnezeu, l-a dăruit pe om, e atât cât este, da? Și planificat omul să trăiască, nu știu, doar Dumnezeu știe câți ani, de ce să retezăm 20-30 de ani din viață sau chiar mai mult uneori? Sunt infarcte. Pentru plăceri. Auziți, sunt mai nou, sunt infarcte pe la 32 de ani, pe la 30 de ani. Asta din ce vine? Se înfundă vasele cu proteine animale. Deci din și cu colesterol. Din stil de viață. Exact, ca stil de viață. Bun. Acum, am făcut o comparație și unică până acum, eu am inventat-o și așa. De aceea pare interesantă. O ducem la OSIM. Da, așa nume, că proteinele animale sunt ca niște tancuri. Da. Ca niște camioane mari. Da. În asta care vedeți că... Camioanele mari și tancurile nu au loc pe orice străduță. Exact. Deci la un moment dat se înfundă. Da. Nu? Pentru că dacă intre pe o uliță, da, vedem că acel tank sau acel camion, da, nu mare. Proteinele vegetale sunt ca niște limuzine sau ca niște motociclete. Asta au loc și pe puteci. De aceea. Adică au loc și pe vasele, exact, subțiri, da, pe capilare, nu? Da. Adică pe arterele și pe venele. Nu, ele merg peste tot, proteinele. Nu se blochează. Proteinele merg. Da, da, da. Au loc. Dar ele merg și în coloană? Da. Nu merge câte un tank singur. Exact, da. În orice caz, au loc pe vest. Problema este altceva. În momentul în care proteina animală a mea, că eu sunt animal, animo înseamnă mișcare, copacii nu se mișcă, se leagănă. Leagănă vântul. Da. Deci, în momentul în care impactul între proteina mea animală și animală adevărată, e grăgios, pe când dacă se lovește proteina mea cu plantele, nu? Cu o motocicletă, nu se întâmplă nimic. De aceea ele sunt periculoase. Din ce cauză? Ce demontez mai ușor? O bicicletă sau un tank? Vedem cu o bicicletă. Rapid. Deci mai ușor transform aminoacizii dintr-o plantă cu aminoacizi din carnea de porc sau carne de vac. Uh-huh. Atunci, în momentul în care acești complexi, acești tancuri, proteine animale se descompun în piesele esențiale, mai rezultă și niște produse intermediare, adică rămâne o șenilă întreagă, uh-huh, care nu mai desfaci. Da, da. Și atunci fac niște lanțuri polipeptidice, bucăți din ele, care se plimbă și ele prin sânge până se desfacă în bucățele sau prin intestin, pe unde se plimbă. Și mai blochează câte ceva. Da. Și organismul le cunoaște. Și spune, voi cine sunteți aici? Ce cu voi aici? Că noi nu avem de-astea. Și atunci cheamă, atenție, corp străin și vin anticorpii. Și anticorpii le încolțesc pe asta într-un colț și le distrug. Mm-hmm. Că face anticorpi, anti-substanță nouă. Mm-hmm. E, acum se întâmplă ceva interesant. Copilașul bea lapte de vac. Laptele de vac are 18 aminoacizi esențiali legați între ei, mari de tot. Și copilul spune, ce-i cu asta, nene, ce-i cu ăștia aici? Și că la schete apărăm noi. Și face niște anticorpi, cantități mari, să distrugă pe cei 18 aminoacizi. Dar ăsta seamănă cu pancreasul lui. Uh-huh. Și atunci, laptele ăsta dispare acești 18 aminoacizi și toți vin pe pancreas. Și copilul nu mai are pancreas din cauza că a făcut o reacție imună asemănătoare pancreasului. Da, deci, produsele animale fac niște produse intermediare care nu sunt în organismul uman, pe care organismul nu le cunoaște, face anticor contra lor și pot lovi ceva. Și atunci apar bolile autoimune, în care se poate întâmpla să-ți mănânci ficatul, cum e tiroidita autoimună. Uh-huh. S-a îmbolnăvit tiroida, a făcut niște celule care nu le cunoaște organismul, sare pe ele și le mănâncă. Dar își mănâncă propria...
Și atunci proteinele animale favorizează bolile autoimune. Dacă tot ați vorbit că seamănă astea cu niște tancuri, da? Da. Mi-e teamă că seamănă cu niște tancuri sovietice. Asta e cel mai grav. Parcă da, mai rău, mai rău decât tancuri sovietice, deci, nu e nimic. Da, deci interesant este că aceste proteine animale în organismul nostru pot crea niște boli noi, numit boli autoimune. Da, bun. Și în momentul în care un om are boala asta, dacă o perioadă nu mai mănâncă proteine animale, nu mai sunt tancuri, se potolește. Ei, las că nu mai sunt astea. Și scad anticorpii. De eliminat? Și scad anticorpii. Înțelegeți? Păi scad anticorpii, dar e bine să scad anticorpii? Anticorpii în privința acelui ceva. Că anticorpii peste tot. Dar nu e bine să avem anticorpi foarte activi? Păi da, avem activi pentru anumite structuri al organismului. Mm-hmm. Dar pentru că structura asta este nouă și că seamănă cu ficatul, dacă faci anticorpi contra structurii noi, tu îți mănânci ficatul. Am înțeles, da. Și acești anticorpi trebuie să fie distruși. Ia să fac eu o comparație acum. Așa, faceți-o ca să se înțeleagă pentru toți. Să vedem dacă e potrivit, să nu fie absurdă. Da. Așa. E ca și cum, domnule, zice, apare un inamic la graniță, da? Așa. Eu fac o armată, trimit un corp de armată să luft cu acel inamic. Da. Că tătarii l-a răsărit, da? Exact, da. Și Ștefan cel Mare zice, băi, vin tătarii. Așa. Are pe sânge niște moldoveni ai noștri să-i batem pe tătari. Da. Dar în partea aia ne atacă turcii la sud. Da. Ce ne facem? Opa, altă armată. Bun, altă armată. Păi să mai strângem. Dar de unde? Că mai avem, hai că mai găsim prin sate, pe la Vrâncioaia, mai găsim niște oșteni de ăștia. Îi luăm de la Prașilă și de la Coasă și îi trimitem să bată cu turcii, da? Da. Ok. Dar ne trebuie și arme pentru ei. Păi niște firari găsim să bată facă niște arme acolo. Ce săbii și alte. Suliță. Deci asta e armata de apărare organismului. Armata de apărare, ok. Da. Dar ce dă la atacă și în partea aia, nu știu, peste Carpații ungurii. Băi, frate, păi mai putem, păi nu mai... Mai putem mai face o armată, nu prea mai avem de unde. Dar mai avem, când ne trebuie și bani pentru fier și pentru asta, pentru așa. Păi nu prea avem nici la visterie suficienți bani, nu mai avem nici așa. Organismul, dacă e obligat să apere cu mulți dușmani, poate crea anticorp la infinit? Sunt celule limfocite, care asta e meseria lor. Da, dar la un moment dat nu pot fi, să spunem, nu pot fi... în incapacitate de a lupta cu toți inamicii externi. Ele au limfocitele astea făcute special ca să dea anticorp cât trebuie. Cât trebuie, nu? Dar și după aceea se retrag, ajunge, deci oprește. Nu e un buget limitat al organismului. Nu, organismul face cât trebuie, că altfel a muri. Păi dar mai murim câteodată. Păi dar mai mor unii. Dar nu ce mor se întâmplă când nu mai poate face față organismul când imunitatea lui e depășită? Ce se întâmplă? Ce boală e? Se îmbolnăvește. Leucemie, de exemplu? Nu. Când nu are imunitate, atunci dușmanii sar pe el imediat. Și îl fac praf. Și atunci îl pui la odihnă, își întărește imunitatea, devine puternic și omoară înapoi. Sau dacă nu reușește, capitulează. Da, dar nu lăsăm să capituleze, că îl ajutăm imediat. Cu energie, cu hrană, cu odihnă. De exemplu, cu vorbă bună, să știți, contează factorul psihic. Uh-huh. Bolnavi care sunt în paspi sau nu mai mă fac bine. Ba te faci bine, ai curaj, hai puțină mișcare, ai niște sucuri de plante, hai fă puțin mișcare, ai puțin afară, hai să mai punem niște muzică, hai să-l ajutăm, hai să fim toată familia aici. Și o pornește și organismul se întărește. Deci, bun, mai mulți factori. Acum, la imunitate e un factor foarte dintre tipurile de carne, care e cea mai rea și care e cea mai acceptabilă? Cu cât carne este mai grasă, cu atât e mai nesănătoasă. Păi să ne gândim care așa la tipul... De exemplu, harnea de vită, harnea de rumegătoare, în general, e carne cu mai puțin. La carnea de vită, grăsimea stă la periferie, pe când în altă carne, chiar în interior, cum e la carnea de porc. La porc e interiorul mușchiului, grăsimea. Și uite, dacă luăm... De ce? De la mișcare vine sau de la tipul? Nu, de la tipul, care este el, care are și multă grăsime. Cum e constituit el? Uite, de exemplu, într-o carte din Vechiul Testament, am împărțit animalele în curate și necurate. Și rumegătoarele sunt curate. Și alante cu copita nedespicată sunt necurate. Și urmăriți că de-a lungul istoriei noi bem lapte de animale curate. De la rumegătoare. Nimeni nu bea lapte de scroafă, lapte de cal sau lapte de pisică sau cine știe. Sau de câine. Da, de câine, de cal. Nu? Deci laptele se bea, s-a observat totuși că nu e întâmplătoare acea împărțire, că laptele se bea la animale zise curate, care rumegă și care mănâncă vegetale și care au copită despicată și care sunt mai sănătoase decât alante. Și oamenii aceștia mănâncă. Calul unde îl băgăm? Poftiți? Calul. Calul nu rumegă. Nu rumegă, dar alții beau lapte de cal. Nu prea se bea lapte de cal. Dar mongolii ăștia, nu? E,
niște spopoare așa, care au venit peste noi. Care sunt la început. Au venit cu cu carne crudă sub șa, cum se zice. De milenii, nu, de sute de ani, toată lumea bea lapte de rumegătoare. Nici de vacă, de oaie, de capră. Discutăm data viitoare de lapte, tot așa și bucățică pe bucățică. Mai câteva lucruri să mai subliniem. Încă ceva, toate produsele animale nu le putem mânca așa cum mâncăm fructele ca atare. Ci trebuie să le prăjim, să le afumăm. Nu? Mm-hmm. Să le punem tot felul de aditivi și asta le strică valoarea. Pe când că mănânci fructul, îl nici mai fierbi, îl mănânci întreg, că faci un compot, numai îl fierbi puțin. Pe când îl prăjesc, când îl ții în fum, când îl pui în cărbuni, nu? Mm-hmm. Când îl afumi, asta degradează mult mai rău. Degradează, la un moment dat erau prunele uscate, erau prunele afumate. Nu mai sunt acum afumate. Nu sunt sănătoase, fumul ăla. Acum sunt niște mașinării de atât, niște aparate. Prune uscate, deci de atât. Scoase aparatele și... Încă ceva, s-a văzut că în fumul ăsta este gudron, îi benzpiren, ca ieși în țigări, este benzen, nitrozamine, sunt hidrocarburi aromatice, policiclice, aldehide acetice. Deci orice de și când ați afumați, tot ce afumată. Fumul ăla iese din cărbuni. Și cașcaval a fumat mai nou. Nu-i sănătos. Deci să luăm neafumat. Dar e gustos, dar nu-i sănătos. Tot fumul ăsta intră în noi. Și acum încă ceva. Ce este omul în fond? Omul este o sumă de celule. Asta suntem. Exact cum o constelație plină de stele, noi suntem celule. Eu azi la emisiune înseamnă că am invitat niște celule, nu pe noastră. Exact. Eu sunt o sumă de celule, înțelegi, care sunt condus de un creier și viața mea nu e decât viața celulelor mele. După cum un popor, poporul nu înseamnă un munte, înseamnă oamenii care trăiesc în teritoriu. Și viața fiecărui om este viața unui popor. E, aceste substanțe străine, care am amintit de ele, astea ce fac la celulă? Fac rău. De când ce fac, plantele dau aminoacide, substanțele, cum v-am spus, din spanac, de exemplu, alea exact ce trebuie pentru celulă. Și deci toată hrana foarte sănătoasă dă hrană perfectă pentru celule. Pe când hrana care e pârlită, care e afumată, care e prăjită, care e pusă cu muștar și cu alte substanțe și cu tot felul de euri, aia e otrăvită pentru celulă. Și atunci să nu fii sănătos. Nu poți fi sănătos cu asemenea hrană. Am pe când hrana elantă este perfectă. Vreau să vă întreb eu următorul lucru. Poftiți. Dacă am convenit că, mă rog, carnea grasă e cea mai nesănătoasă. Bun. Dar hai să luăm așa, din ce mănâncă oamenii în general. Așa. Între porc și vită e mai bună vita. Da. Dar, adică mai puțin nocivă, spuneam. Între vită și soia e mai bună soia. Bun, după aia comparăm și cu vegetalul. Da. Da. Soia nu dă lapte, sau dă și lapte. Dă și lapte. Dă și lapte. Dă și lapte. O mulgem. Dă șteaptă. Bun. Mai departe, între vacă și capră sau oaie. Doamne, zeama de soia seamănă cu laptele de mamă, domnule. Are aproape toate substanțele de lapte de mamă. Și astea sunt peste 500, domnule. Nu-i formidabil? Acum să nu spun că ne culcăm în lanul de soia și a rezolvat toate problemele. Dar nu în lan, trebuie să bei laptele de soia. Deci laptele de soia poate hrăni un copil să-l crească exact cum face laptele de mamă. Bun, și mult mai bun decât laptele de vacă și de capră și de oaie. Ne întoarcem la soia, dar după trecem în revistă toate animalele astea. Spuneți-mi, între oaie și capră, care e mai bună carnea? Sau și laptele? Oaia are mai multe proteine, ceea ce nu-i prea bine. Nu oaia, capra. Capra. Mai multe, are 4. Capra, știți că oamenii zic că, domne, capra dă de două ori mai mult lapte, de două ori mai multă brânză. Nu dă lână, e adevărat. Da, are multă proteină și proteina asta, când vine în organismul copilului, îi scoate calciul din oase. Deci, da, și îl face mai rahitic. Dar lupul din capra cu trăiezi știa de asta de toxine din carnea de miel când vrea să de ied când vrea să mănânce iezii? El nu știa direct, dar organismul lui știa. Că altfel dacă nu știa, murea. Și știe să repare, indiferent ce mănâncă, organismul are tot felul de adaptări în privința asta. Bun, între carnea de vacă și carnea de oaie sau de capră, care e mai bună? Se pare că vaca e mai bună. Vaca e un pic dacă mai e mai grasă, că spui gigot de muton, este mai grasă. Păi mai grasă e mai bine? Păi nu e bine. Păi tocmai că oaia, care mai grasă? Carnea de oaie, berbeche, mai grasă. Mai grasă. Și nu-i laptele mai gras? Laptele de oaie e foarte gras, decât de vacă. Da, dar spuneți-mi, între laptele de capră și de oaie?
Mai degrabă, capra are prea multe proteine, are 4. Prea multe, da. Mai multe, da. Bun. Acum mergem în partea cealaltă. Și, dom'le, nu mai mâncăm nici porc, renunțăm mai puțină vită, mai puțină oaie, dar haideți să mâncăm atunci pui, că puiul e mai ușoară, carnea mai... Carnea de pui e într-adevăr mai ușoară. Dar altă problemă, de exemplu, carnea de cal, ziceau pe aici de stuică. Dom'le, eu am făcut și veterinară 2 ani de zile și de asta mă pricep puțin pe la animale. N-am făcut până la sfârșit, am făcut 2 ani numai, dar am o orientare. Când făceam disecții pe cal, când făceam disecții, era un cal bălanu care făceam palpare, știam toți mușchii acolo să-i arătăm și după aceea luam un cal și îl desecam. E, după ce desecam carne de cal, 4-5 ore ne mirosea mâinile, parcă era urină. Când mergeam prin tramvaie și mașini, se uitea lumea lui și zâmbea. Că miroseam exact ca și când am făcut pipi. Deci nu e atât de bună carne de cal. Toate astea care aleargă mult, și iepurile, au foarte multe uree, au foarte multe substanțe toxice, pentru că mișcarea asta le favorizează. Dar nu elimină, din mișcare nu elimină? Păi, elimină, dar ea rămâne ca să aibă de unde eliminare un depozit și el mai reelimină. Dar deci poate... vânatul nu e atât de sănătos? Nu e sănătos. Porcul mișteț mai rău decât porcul de casă? E mult mai rău. Nu mai rău, nu? Da. Iepurile de câmp decât cel de casă? Iepurile lui e bun, pentru că la fel are o carne numai de viteză. În viteză, da? Pe când vaca nu-i de viteză. Deci arde grăsimile și rămâne mușchiul. N-ați văzut vaca să alerge. Ea merge blând acolo, înțelegeți? Atunci carnea respectivă e mai sănătoasă. Carnea asta care sunt cu multă energie înăuntru, cu mult metabolism, cu mult acid uric, cu multă uree, cu mult amoniac, asta nu face bine. Nu face bine, nu? Nu face bine. Păi atunci stai că... Și nenorocește rinichi. Îmi nenorocizmi acum autoria mea. Păi e bine, e bine. Da, și atunci ne dăm cu totul peste cap, o luăm de la zero, așa. Că găina mea de la țară, care aleargă prin curte, o aleargă cocoșul câte 2 km până o prinde. Așa. Ea nu încă ce mai... Găina aia se plimbă mult. Mai rar decât aia de la avicola? Nu, la avicole nu se mișcă deloc. Nici nu văd soare, nici nu văd iarbă. Stau numai pe găinați și pentru că le dă glutamat, nu pot dormi de foame și mănâncă tot timpul. Și noaptea mănâncă, da. Și atunci n-au mușchi mulți. Iar găina de acasă nu aleargă ca iepure de câmp. Cea de acasă, vine cocoșul, aleargă puțin de el, se odihnește, dă din coadă frumos, stă, mai ciupește, mai ga, nu vezi că aleargă tot timpul într-o parte și într-alta. Ăla-i gânsacul, să zic, gâscanul cu ga. Da, ce zic, și ea face ca, stă liniștit acolo. Nu vezi că e una 3 metri nu, și exact. Se împiedică. Păi apucă-te și pe o găină, o prins pe la urmă, că nu are rezistență multă. Da. Adică, nu. Dar faptul că face mișcare, și de acum v-ați, e foarte bine. Se facă mișcare, da, dar sănătoasă. Nu de asta în regim de mistreț. Păi da. Dar da, spuneți-mi altceva, da. Gaița care zboară kilometri întregi, nu e așa atât de bună cum e găina? Nu prea, nici rața, nici găsca, e carne foarte grea. La fel ca pelicanul, ați văzut că au labele, au plantigrade, au în aceea de a plăti și se neam cu pelicanul. Bun, și ați auzit că lebăda și pelicanul nu prea se mănâncă, nu? Nu se mănâncă. Păi nu prea se mănâncă, atunci asta e foarte grea. Câți oameni n-au murit din cauza de gâscă, din asta au mâncat o pictură de gâscă, da, e foarte grea. Pe la Viena au mâncat unii lebăde și n-au murit, să știți. E foarte grea, poftim? Unii au mâncat pe la Viena niște, dar nu știu, compadreși. Asta e mai mult vorbe, că câte mii de lebede erau pe acolo. Au prins vreo 3 lebede acolo și le-au halit. Nu le-au mâncat, le-au halit. Și am rămas în istorie. Le-au halit, pare, da. Și au învățat și austriecii verbul a hali. A hali, cum zice, ihalesc, nu halești. Da. Ceva interesant. Erziez, halesc. Hrana animală dă calculoză renală și de asemenea apendicite au în special cei care consumă multă proteină animală. Am făcut verificări în spitale când eram, făceam, participam niște lucrări de diplomă. Și verificam, să-mi spune să despoaie ăsta, fișele și căutam statistici. Și în general, toți care aveau apendicite afirmau că mănâncă cantități mari de carne. Dar apendicitele nu vin de la inflamarea apendicelor, nu se face de la diverse semințe, resturi? Nu, se face mai mult de inflamație. Că nu ajunge până acolo semânța ca să nimească tocmania. Da? Deci, în general, reacție, când scade imunitatea, e o reacție inflamatorie acestui apendice, bun, care până la urmă se pare că e o glandă hormonală și limfatică cu rol important, extraordinar, ca nu știm. Și până acum se râdea că este un organ rudimentar. Nu, domnule, are și el. Toți care fac de copii operații de apendicită se îngrașă mai mult.
s-a verificat. Care e rolul ei acolo? Mm-hmm. Nu știm mm-hmm. încă ce-i cu ea. Mm-hmm. Suntem prea micuți. Da, bun. Dar are și rolul ei. Deci apendicitele apar în special la cei, deci inflamația asta, la cei care consumă mai multă carne. Bun, dar eu vreau să vă mai întreb ceva. Mai departe, comparând animalele și păsările între ele, să vedem dacă nu reușim să devenim vegetarieni, măcar la ce să renunțăm prima dată. Acum, spun oamenii, domne, dacă, bun, astea toate au colesterol cu tare, mă duc, frate, la pește, pentru că peștele, oricât ai mâncat, e sănătos. Oamenii se bazează pe faptul că peștele are fosfor, mult, da, și magneziu. Pe baza faptului că peștele are omega-3, și să explicați asta, ce e omega-3 și de ce e bun, da, și că peștele nu are atâta colesterol cât are, sau nu are, da, cât porcul sau cât vita. Ce e adevărat din asta? De ce să mâncăm pește? Eu cred și acum că e bine să mâncăm pește. Doar asta spuneți că e bine sau să nu să mâncăm pește? Carnea de pește este o carne mult mai, mai curată, mai sănătoasă, mai simplă, mai bună de mâncat. Uh-huh. Dar având în vedere că unii pești, mai ales cei care nu prea au solți, au grăsime mult prea mare. Și aia nu-i sănătoasă. Dar nu grăsimea de pește? Dom'le, e grăsime. Și grăsime în cantitate mare nu face bine. De ce în copilărie la școală grăsimea de pește? Da, grăsimea de pește, da, s-a văzut până la urmă. Întâi spunea că are vitamină D și că dai ulei de pește ca să faci vitamină D. Și pe mă s-a renunțat, că s-a văzut că nu-i cam așa, că toți copiii care luau o tură de pește creștea și colesterolul. Că au colesterol. Problema este așa, că acum s-a enunțat. Ați văzut, o perioadă au fost chinuiți toți copiii cu... Că nu era un gust plăcut. Dar nu e nici foarte sănătoasă, nu este. Untură de pește. Untură de pește, da. E sănătoasă. Problema este că era un pește, gadus morua, care spunea că are vitamine și care că face bun, bine. Care sunt mai buni, pești oceanici sau peștele de acvacultură, de asta, de apă? Se pare că cel de apă e mai bun. Și pește, cantitate grăsime, cum e somnul și ala de grăsime, au cantități foarte mari de grăsime și aia nu face. Nu pește graș? Beata bina noastră. Mai bine noastră, știu că da, păstrăm exact, un șalău. Asta sunt foarte mai sănătoase. Dar problema numărul unu este alta. Stând în apă mizerabilă, ei își intoxică organismul pentru că dau nouă, el bea o gură de apă, da? O porțiune o folosește util, ce e mai rău, nu o dă afară, o depune undeva. În grăsimile lui. Da, și mai pune. Și atunci concentrația de toxine în ea e foarte mare. Înseamnă că peștele oceanice are mai mare probleme atunci. Acum, pești care sunt pe lângă orașe și pe unde, pe lângă râuri, pe unde se dau diversează tot felul de substanțe toxice, asta au mercur, au toate substanțele astea chimice metale, în cantități foarte mari. Mm-hmm. Înțelegi? Și atunci nu-i păcat să te intoxici. Da. Gândiți-vă, a fost în Dunăre, substanța aia violetă, așa nenorocită, că au murit oameni, umbleau cu cisme de cauciuc, au spălat, s-au diversat nu știu ce. Păi încă vreo 2 ani de zile, mai câți zeci de metri mai curge și intră în asta. Bun, dar peștele oricum l-a inhalat. Păi da, ei mai trăiesc acolo și tot timpul mai dă câte puțin, au mii de tone. Da. Și alea n-au curs toate. S-au depus frumos și mai iei un strat și încă un strat, nu? Deci peștele, deci așa, peștele da, are omega-3 peștele. Grăsimea de pește are omega-3. Exact, mai mult. Da. Bun. La somon, întâlnit treaba asta. Bun. Sunt niște acizi graș, tu scâmpă de grăsimi. Acizi graș, numit esențial, pe care noi avem noi, în noi. Și este un acid linoleic, linolenic, arahidonic, cu mai mulți carboni. Care e bun pentru organism. Care, stați puțin. Ce face? Ăștia sunt niște acizi grași care nu sunt la noi. Dar cei mai buni este omega-3 și cel mai bun decât toate este uleiul de măsline. Dar omega-3 este numit acel acid gras care vindecă organismul. Iar cel de omega-6 e cel care înfundă organismul. Și acum, dacă vezi, discutăm și despre bun, cei și doi... Deci pești au omega-3, da? Acum, între ei este o proporție. Și în uleiul floresanului și în uleiul de măsline sunt toți aceștia. Dar alta e proporția. Uh-huh. Și în momentul în care proporția respectivă este bună, uitați de exemplu, este uleiul, de exemplu, de uleiul de floarea soarelui, care are omega-6. Și presat la rece este mai bun. Dar când este făcut tehnic la presiune mare, e de 2 ori încins și atunci se distruge. Și acest acid omega-6 ce face? Crește colesterolul, crește LDL-ul,
că dă inflamații aperiosul vascular, dă proliferare, dă boli cardiovasculare, dă bateroameni, deci dă omega canceros, dă cataractă. Domnule doctor, da. Nu cumpără din magazin nici omega 3, nici omega 6. Îl cumpără pește, ulei de foie soia, etc. Da. Bun. Am aflat noi că peștele are mult omega 3 da. Și mai puțin omega 6. Da, dar are și colesterol. Aici colesterol, bun. Dacă înlocuim peștele ca să luăm omega-3 în altă parte, ca să nu fie colesterol, da? Da. De unde luăm omega-3? Omega-3 se ia din ce am vorbit noi odată, dacă ați uitat, în semințele de in. Semințele de in, da. Semințele au de 10 ori mai mult omega-3 decât are peștele. Ce deci crezi, luăm semințe de in și le avem dăm omega-3. Răzătoare, facem un praf din el. Și îl mâncăm și avem și organismul face din el. Răzătoare nu prea merge, că-s mici. Nu, duc prin râșnițe. Râșnițele. Da, da, și acum se face din cafea. Da, 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 da. Pentru că sunt mici și altfel exact. Nu se digeră. E, și ăla este aur pentru organism. Inul, da. Inul. Și am atunci, rețin, și de ce, acum n-ai in și mănânci, e bine și pește, dacă ai ăla mai bun și mai proaspăt și mai ieftin și mai curat, de ce să nu-l folosești? Înțelegeți? Bun, așa. Vreau să vă mai pun o întrebare. Cum preparăm soia? Pentru că toți spuneam că soia e aliment miraculos. Cum o preparăm noi? Noi știm că e pe câmp, e boabe, în magazin, o găsim în formele în care putem să o consumăm sau trebuie să o preparăm acasă? Soia este exact o fasole, mică și tare ca piatră. Să-i spunem fasoia. Da, fasolică. Fasoia. Dacă o punem în apă, soia își mărește volumul cam de 2-3 ori. Și devine exact ca o boabă de fasole. Se umflă, da? Da. O ții în apă, se umflă bine, o freci bine și iei coaspa aia. Și din asta poți să o fieri. Ce, iei coaja, dai jos coaja? Are o coajă înăuntru, și o, dai o jos? Coaspă. Păi dați să băbați, dacă ai, e bună de fibre. Păi nu, e bună de fibre. Nu, coaja are mai multe... Nu, ai, nu coaja asta acoperă așa cum pui un fes în cap. Adică ei acoperi de o coajă ca să o țină mică. În momentul în care ea crește ca volum, coaja e în plus. Dar nu, ca la grâu, nu și, coaja are fibre? Nu, dar asta e coaja foarte subțire, transparentă, coaja asta. Și asta ar fi bună și de fibre, dar poate să fermenteze, să dea gaze. Că n-are nu decât niște fibre. Și atunci ce dăm coaja la o parte? Și fie o mâncăm cu coaja, dacă o băgăm blender, ori dacă dăm coaja la o parte și avem exact o fasole boabe, pe care o fierbi. Așa. Și în care fie o mănânci ca atare, ca fasole și o amesteci cu altceva. Fie dacă nu o dai prin blender și faci o pastă, pasta asta o fierbi și faci lapte din ea și faci brânză din ea și faci, dacă vrei, pui niște lămâie deasupra, pui niște ulei de măsline și faci o pastă care are un gust. E plăcută la gust? Cum să nu? Da? Dar trebuie să încă ceva. Dar prin fierbere, prin asta nu se pierde calități? Poftiți? Păi din gota că se formează, că ea are antioxidant, are oxidanți și are substanțe necesare care sunt, are înăuntru substanțe care protejează soia să nu se distrugă. Și aceste substanțe, prin fierbere, se liniștesc. Are antienzime. Bun. Spuneam așa noi. Și asta este soia. Și are antienzime care o păzesc. Da, în momentul în care o fierbe, se duc antienzime. Și nițelul de soia e în regulă? Dar cum să nu? E foarte mult mai bun. Dar să nu fie prăjit în el. Îl bagi în cuptor. În cuptor, da. În cuptor. Vreau să vă întreb. Da. N-am terminat acum de soia. Nu avem timp. După ce luăm soia, boabele astea, le fierbem bine, facem o pastă din ea și băgăm înăuntru și niște lămâie, băgăm înăuntru și niște substanțe și dă un gust excepțional. Cum e fasolea bătută, nu? Exact. O fierbem și o batem și nu știu ce. Exist. Bun, ca fasolea bătută. Ca fasole, da. Bun, dar vreau să vă întreb, între fasole și soia, de unde luăm mai bine proteinele? Soia din e soia, nu? Superioare. Da, nu era nici fasolea. Nu era nici ea, dar soia are mai mult proteine. Mai multe. Mai multe. Ciupercile? Ciupercile nu au atât de multă proteină. Mai mult legenda, nu? Poftiți, da, e cam legendă, că uite, m-am uitat și chiar zilele acestea, adică el nu au foarte multă, însă au fibre foarte multe. Fibre foarte multe, da. Și e destul de modeste, ca, dar au gust bun. Și-s bune în diabet. Împotriva diabetului, nu? Diabetului, da. Dar nu sunt niște foarte, foarte hrănitoare. Domnule doctor, suntem la final de emisiune. Cred că avem vreo 6-7 emisiuni făcute împreună până acum. O să mai avem câteva înainte. Și dacă și publicul va manifesta interes pentru emisiunile noastre până acum, sunt